2 1 suntem, bună seara. Suntem de mult, noi vorbim aici, sigur, noi. Noi și căutăm pe aparatul ăsta. Da, domne, bună seara. În ce azi? 13 martie. 13 martie, în care eu am mini 14 joacă Steaua, nu știi? Da. Azi am avut plăcerea să îi cunosc eu pe cei de la Mondeni, pe o parte din ei, că am înțeles că sunt mai mulți, am cunoscut doi pe, și pe el care mă imită pe mine, care oricum mi-a făcut plăcere și e chiar ca eu, somnul dume. Și am avut și o curiozitate, v-a povestit cineva că o parte sunt aproape reale din Caterinca lor și mi-a spus că nu, că e o întâmplare, dar scenaristul, dar cred că o fi... Dar cineva știe, n-a... Da, a zis el. A zis că poate scenaristul o fi ăla care scrie vorbele și toate alea. Și am zis că nu mă deranjează, omul a fost bine, cred că și puțin Caterinca, dom'le, când te-am văzut că vii pe scări, am zis că te repeși de-ai mine. Păi zic, cum să-mi rezolvăm, ce, sunt idiot? Să... Păi da, ce? Nu că... E o Caterinca frumoasă. Pe mine de la postul lor mă călca pe nervi ăla, huidul ăla care... Și ăla un bou! Înțelegi? Acum ce mai mă dau la el, că săracul ăla s-a dat Dumnezeu la el. Dar ăla jignea. Dar ce aveai cu el? A, că da, ăla cronica, jignea. Exact. Nu, dar ăla că ești din haznaua comunismului, din haznaua lui Măsar, din haznaua... Adică în astea urâte, că avea... Ăștia fac o Caterinca care pe mine m-a distrat și chiar Caterinca. Adică n-am să mă supăr pe un om care are omor, nu? Dar ăla le făcea urâte și acolo m-am întâlnit toată la... un meeting aviatic la Brașov și era cu copii atâția mici și eu m-am dus spre dar nevăzându-l, că nu eram atent la... era multă lume. Dom'le, acum poți să dai mine, că nu știi, și stau în tine, ești nebun, ești copii, mă doare pe mine, trebuie să zic în ce mă nu doare. Sunt ce? Păi nu mă, dar ce, cum să dai într-o, dar erau rele, pe cuvântul meu. Și dar ce mai ai 12 ani să te duci să iei la bătaie? Ești un om în toată firea, trecut prin viață, cu un bun simț. Tu ești Serghei Mizil. Ce măgării făceau și le... Pe mulți au enervat, nu? Da, corect. Dar nici o... Astea chiar sunt simpatici și am înțeles că acum au făcut unele mai, nu știu, dă cu o bulă, că n-am înțeles prea bine. Dă cu mine, dă cu filmulețe, dă... În fine, nu asta este important, dar... și am mers la încă niște ziarici care mi-a zis că s-a luat banciul ăsta de mine și nu găsesc pentru că... Dacă cineva știe cum putem găsi... Nu știu, dar... Să ne scrie pe Facebook. Și cine? Aoleu, dar nu știu dacă... Să vedem și noi. Și nu vreau să mă iau că poate n-ați nimic, dar chiar dacă n-ați nimic, oricum tot nu prea mă interesează această... Avem un telefon. Bună seara. Cine ești? Scopul și durata telefonului. Bună seara. Cristi din București, 31, Serghei. Da, Cristi din București. Bună, Simona. Bună, Cristi. Puțin mai tare sunet un platou, vă rugăm. M-auzi acum? Acum te auzim, da. Ia zi, Cristi. Serghei, să n-am parte, mi-ai dat cu cuitul ăsta, bă, fratele. Ți-a plăcut cu... M-a bătut Dumnezeu, cum a zis Cici, când grădea și de-a Cici până la televizor, a avut de fapt de Cici, că s-a stăt. Nu, dar eu nu sunt rău. Ăsta nu mai suport deloc, gândește-te că au murit 3 oameni, două, fratele. Cristi, eu nu sunt nici rău și nici nu vreau rău omului, dar ăsta avea venin în el, domnule, adică avea niște glume urâte și care nu aveau nicio legătură cu nimic, nu erau mai mult jigniri. Mamă, pe data mi-și intrat în direct, ai mai dat cu ăla, chiar nu suport ăla, că l-aș vede, cred că nu pot să zic orice. Dar ce se mai face acum, că a ajuns exact o... cum... Gândește-te că a bucat 3 oameni în pământ. Da, și eu l-am apărat și când a avut accidentul. Eu eram într-o emisiune la Antena 3, am oprit emisiunea, am zis că îmi pare rău, indiferent ce m-a jignit, când s-a întors mai... Adică numai, nu știu, bă, sunt oameni răi, adică, uite cum fac Mondeni, nu știu dacă ai văzut pe Mondeni cum mă imită. Ai văzut? Da, frate, dar sunt ca și gen bendecă, astea, nu știu... Bă, Caterinca și ea mă imită cam cum sunt, nu? Cu șprițuri, cu aia, să ți-o dau, să te fac, să ți-o împing. Nu, adică nu mă spăr Caterinca, dar mi-a zis cineva și am încredere cu banciul ăsta, că ăsta este, mamă, un barat mai mare, că ăsta l-am văzut, nene. Auzi? Da. Și cu ăla, cu Cristian Budopopescu, că dădeam bine, mă uitam, citeam atât pe net, ce putea să spune de tine, nu mai minciuni, că tu ai fost în marchezia, nu mai comuniste, făcea, nu mai... Dar când s-a luat ăla de mine?
intră pe ăsta, pe click, pe site-ul la click și găsești articolul cu tine. Pe la data acum, de curând? Acum două zile m-am uitat în familie. Uite, mă, îl trăia cu și ăsta, marele, mare știe tot ăsta. Ăsta cu Banciu, dacă aș combina, îți dai seama ce are ieșit? Spunea, și am mai pus cu Oze Bănescu, cu câinii tăi de la Zagovă, care fac pe tine de câinii tăi, că zicea că ține să te iei plac mai daneziu. Eu nu găsesc nimic. Ce zice așa el? Nu el, nu știu cine scria, dar am văzut poze aici. Da, dumne, mie îmi plac maidanezi, așa, uite, dacă te interesează, azi am umblat o zi întreagă după un maidanez care l-am recuperat, că mi-a plecat din curte, a plecat și omul la sardă, două, trei cățele pe acolo, a început să cadă patou, cred că ori Cristian Tudor Popescu, ori... Ce s-a întâmplat? Ori huidul să n-am parte, dacă nu... Avem fantome, ce avem? Da, dumne, și... Da, s-a dus câinele și mi l-a luat hingherii, mi l-a adus de la Snagov în București. Anchetă tot satul și a spus aia, domnule, a venit hingherii, am trimis poze, am făcut alea, mi-am luat cățelul, l-am sunat pe la Snagov. În țara asta mai poți zici, arzi o cățea că te ia ăștia de pe stradă. Da, bine, asta e. Încerc să găsesc... Da. Ceea ce spunea Cristi, dar nu găsesc nimic. Da, e ca funcționat fără de gota cu cuitul de aia. Ăsta trebuie să facă pușcărie, frate, 100%. Știi de ce trebuia să facă pușcărie? Că eu nu sunt, ți-am spus, nu sunt al drag, nu vreau să fac pușcărie mea. Pentru că am mai repetat aceeași faptă în același loc. Deci n-a fost o întâmplare. Înseamnă că așa făcea. Era șmecher, de gară. Era domnul cuitul care se lua el de toată lumea. Și ai văzut cum i-a dat nana Dumnezeu? N-am să zic. Că tu ești domnul foarte sincer și răspund la întrebare. Gândește-te că el a luptat cine de la Cristina, ce aminte cum l-a avut la munte. Da. Și a stat în comă, nu știu cât timp. Da. Și ce mai dai până ăsta pe listă omului domnului tăi să-ți șterge memoria? Nu știi care e părerea mea? Că el a avut acolo un semn. Potolește-te, nepoate, lasă-te. Și nu s-a potolit. Da. Că viața îți dă semne. Stai puțin, că nu ești tu chiar miezul de la ceapă. Vorba lui alt fraier, că am văzut azi pe televizor și m-am enervat rău de tot. Asta am vrut să zic. Mai aduc pe Lidia, pe Trescu Topoală, mai aduc acolo să revendem. Să-ți mai aduc, pentru dacă voi v-ați luat de el pe de Topoală, era un mare titan la gândire. Dacă voi revezi de el, vi-l aduc săptămâna viitoare, că e bun. La cererea 13-a va veni Topoală. Da, pe Lidia. Pe Lidia, ca ți-l aduc. Bine, hai, pa. Hai să trec, salut. Apropo de câinii maidanezi, ai văzut ce s-a întâmplat în județul Mangalia cu câțiva câini comunitari, de fapt cu mai mulți? Un angajat de la Ecarisaj, de pe județul Mangalia, prindea câinii comunitari, îi căra cu mașina personală, îi omora și le jupuia blana. Pe ce are nebun și făcea cu mine? Da, a fost dat la știri. Da, habar n-am, nu știu, am văzut. Deci, când am văzut, am rămas șocată, pur și simplu mi-au dat lacrimile. Cum poți să faci așa ceva unui animal? Da, bă, întreagă după câinele meu și îmi pare bine că l-am găsit. Dar cum poți să-i faci așa unui animal? Care sunt nebun, cum zic eu. Mă atacă stingem becul. Da, nu am găsit nici ceea ce a spus Cristi pe click. Cred că azi nu sunt făcută să caut. Am o problemă. Da, oricum eu, Banciul ăsta care, din punctul meu de vedere, este nimeni, mă, mâncați așa gura ta. Că trebuie să-mi iau, că a zis, n-a zis, e până la urmă, ia să-i zic eu, că pe mine mă doare în gură de Banciu. Ce știi să facă ăsta, mă? Păi, orice are căpățâna aia mare și goală. Păi, oricine poate vine la televizor, ce este ăsta? Un cacat, cine ești tu, un sportiv? N-ai făcut nimic, ești un bău, ce ai scris o carte, idiotule? Ce ai făcut? Dar ce ai făcut tu, mă, de mai... Pe postul tău, mă apucă nervii acum și pe tine. Și mă, dar el combate pe toată lumea cu ăsta, domnule, am făcut, dar du-te bă acasă, băi, balamuc. Mamă, dacă nu-i prinde pe ăștia o dată, dar trebuie să... Ei nu știu și le repet încă o dată că eu am certificat că sunt dilo. Da. Să moară mama, deci pot să fac, mi-a dat neamțul, domnule, crimă, scapi. Păi să-ți fac de căpățâne în gură, le dau eu la deontologii ăștia pe stradă, dar ce să-mi facă, băi, sunt nebun, la revedere. Dar nu trebuie să instigi la violență, știi? Păi nu știi, păi tu spune-mi, dom'le, nu ai voie să instigi la violență. Că tu ești moderatorul care mă oprești pe mine. Păi asta ți spun, că nu ai voie să instigi la violență. Calmează-te, fii zen.
Niște trompete, dar nu știu, nu te scot pe ăștia, mă, vine el și el la el nimeni nu-i bun. Da, măi, Serghei, dar... Politicienii sunt varză, președintele e varză. Tocmai tu spuneai acum varză. Două zile că nu e bine să te enervezi pentru ceea ce spun alții. Să, băi, să faci o emisiune și că nu te interesează. Apare, cântă, a câștigat ăla, ce a câștigat și ce a câștigat. Da, am înțeles, pentru el nu e nimic bine și nimeni nu e bun. Banciule, pietre, la Dâmbovița, nu te filmezi, să-i dau aici dacă vrei... Te-ai mierlit dacă nu-ți place nimic în țara asta. E foarte simplu, te dăm, te facem erou. Lasă-ne la... Banciule. Da, am un mesaj pe Facebook pentru tine. Salutare, Serghei, stă foarte bine cu ziarul pe tine, îți mai lipsește o pălărie. Adică sunt țigan. Ceva de genul. Dragul meu, ca această cămașă nu pot să spun firmă că n-am voie, acest ziar... Iar o domnișoară... Costa. De fapt, nu este o domnișoară, este un domn, dorește să îi povestești din copilăria ta. Ce făceai tu când erai copil? Consumam alcool. Să ne mai povestești, da, nu ce făceai tu în copilărie. Deci asta este, domnule, deci n-are cum să fie, uite, ăștia mi-au plăcut, am fost acolo, oameni simpatic, am dat mâna cu el, am făcut, am vorbit Caterin, că m-a întrebat... M-am scăpat puțin pe acolo, pe coridoare, că m-a agitat, așa că m-a agitat ălalt, că am uitat să stăm în colo, altal filozof al gândirii românești. Bă, dar cum s-o gândi, bă, cum poate spune aceste asemenea imbecilități? Nu știu ce funcții mai îndeplinește, că oricum le îndeplinește, Mădălin Voicu, nu pot să las pe ăsta toată viața, că le face special și alte televiziuni ca niște găini le halesc din aer. Dom'le, am fost la Adrian Năstase, la pușcărie, el acum ca să intre în cărți, că a văzut că ăștia toți care au venit acum sunt oameni Năstase, că altfel el l-a trădat pe Năstase și l-a făcut varză pe Năstase. Iar acum s-a întors la... S-a întors, că acum toți ăștia mers, că toți merg pe... Toți că au mâncat pe Năstase, inclusiv alții, nu mai vreau să intru în căpuia, așa, toți sunt la el acolo, că... Ponta, ăla, bejenariul lui, adică nu intrăm în asta. Înțelegi? Și ce maximă de inteligență poate să dea acest personaj, bă, ridicol al României, mă. Băi, am zis că sunt penibil și ridicol, dar ăsta e nici câșiegul meu de pe... Ziți-o-me, nu zic, de pe pantofi. De pe pantofi, că scaunul ăsta e curat, Serghei. Da. Așa, auzi ce îi spunea. Dom'le, și condițiile din penitenciarul noi sunt foarte, grele, ca în Evul Mediu. Păi tu n-ai fost, mă, 9 ani în toate parlamentele astea. Ce nu te-ai zis, bă, tu, băi, lepră să faci condițiile în penitenciare dacă te deranjează. Dar trecem peste asta. Și auzi ce inepție poate să spune. Dom'le, o să propun să-ți facă penitenciare private. I-am spus și lui Banchiș, Banchiș a rămas că zic, bă, nu m-am gândit niciodată asta. Zic, bom, bă, și cine intră în ele, mă? Peste puțin, că el oferă, face pe private și le oferă condiții de UE, da? Ok, și cine plătește? Eu sunt, nu, că faci privat, plătește, nu așa problema. Eu sunt infractorul, mă prinde, eu vreau la privat. Sau cum mă duc? Păi habar n-am, nu știu, faci cerere. Eu plătesc atât. Da, sunt un infractor mai mic, vreau la privat. Eu am făcut mai mult. Eu am bani, mă duc la privat. Îți plătesc atât, dar cum face acel om profit? Adică ăștia vor să te trimeată la Poarta Albă unde e la sol. Nu, dom'le, dar te cai, cum mă trebuie să mă iei la Poarta Albă? Stai că eu mă duc acolo. Eu mă duc la privat, la domnul Mădălin, că am camere cu televiziune. La penitenciarul roz. Și altă imbecilitate, dacă e privat. Păi nu mai poți să intri nimeni, păi că dacă mă supăr, când vine garda sau îți vine familia ție, zic, băi, proprietatea mea nu intră. Nu intră nimeni, exact, da. Corect. Ce faci? Mă, dar cum poți să faci așa ceva? Îți dai ce șucări în tribunale, toți infractorii, dom'le, vreau la privat. Dar cum, bă, dar cum poți să nu judeci, bă? Nu știu, să n-am parte, bă, să... Nu știu, eu problemă, cred că îmi dau foc în fața Parlamentului sau îmi dau foc, la o cămaș. Dar nu știu, mă, cum poți să n-ai nimic în cap să spui asemenea una după alta. Ba cu popii, ba cu asta, ba cu aia, ba cu aia. Cum poți să spui asta, să scoți atâta inepții, mă? Auzi, pușcărie privată. Doamne, ferește, mă, dar el, e bine, el ce se mintea lui săracul, ce să facă? El nu mai știe cum să iasă la televizor, nu știe ce să spună și inventează o inepție în asta și ăștia sar ca găinile. Dom'le, au, facem privata, da, au. Și cum o facem privata, măi, luați așa privata în ochi. La plimbare. La plimbare, da, cum te duci tu și cumperi tu așa o clădire mare și spui penitenciar și... E dom'le, al meu. Dar nu vrei cumva să-i și arestezi tu nepoate, că cred că ați fi primul acolo. Nu vrei să ai și penitenciar să ne și iei de pe stradă la bunul tău plac? Nu știu, dar sunt inconștient. Bă, dar pe mine ce mă deranjează, că azi am avut și șucărul cu ziaristii respectiv, care am stat vreo 3 ore și am discutat cu ei. Mă, voi creați, când îmi spune asemenea inepție, eu l-aș publica. Da, normal, corect. Adică tu, șeful Comisiei de Cultură, vrei să închizi televiziuni. Deci,
afară te dădea, bă, vă repet în coate, la da pe Clinton, Minton, ăla, mă mâncava și gura voastră, ăla a avut cea mai mare creștere a Americii economică. L-a dat afară ca mințit că a dat una, a ținut tot urechi sub birou, ai voie. Da, da. Nu? Deci, și a mințit că nu. Păi și cu ăștia ce face, mâncava și gura voastră, cu retarzi ăștia care sunt. El se ia de biserică, se ia de televiziuni, acum face pușcării private. Mâine ce știu ce mai zice pe ăsta? Poate vrea ceva din țară, sau poate vrea după aia să zică că ardea lui, eu știu ce, că să dă din familiile, Hohenzollern, sau nimic, ce, cantacuzinii, are cantacuzinii în nas. Nu mă face să iau, până la urmă ăsta mă calcă pe el, că o să iau și albune genealogica, să văd că e cantacuzin în partea dorsală puțin. Era unul cantacuzin care îl ținea el în cârcă. Ce cantacuzin și alte... Că mă apucă nervii. Da, mă, frate, îi fac și pușcării private. Bă, dar nu și-o vedea de treaba lor, bă, că atât de muncit în țara asta. Păi toți... numai de pușcării private nu le arde lor. Școli n-avem, licee n-avem, drumuri n-avem. Ce interesează școala? Păi, mă rog, să zic că fac școli private. El face pușcării private, că el e inteligent, mă. Da, corect. El e foarte inteligent. Sunt copii care mor de foame pe stradă, copii care sunt crescuți cu gândaci. Dacă îl duce mintea, mă, mâncați așa, că el face penitenciar. Și el face penitenciar. El face penitenciar pentru că el tot timpul a fost un, stai mă, cum a spus, un, cum sunt miniștri care au venit, nu are stabili, aoleu, că nebunesc. Le zic că acum au găsit ziariște alt termen, sunt miniștri care poate să fie vinovat, culpabil sau nu știu. Culpabil. Dar el știe, el m-a apucat nervii, nene, azi m-a apucat nervii când am auzit. Bă, de ce le dă drumul? Că așa azi toată lumea. Toată lumea nebunită cu fumul, iese fumul. Băi, negru, iese fumul. S-a ales până la urmă papa, dacă știi. S-a ales, dar toți românii erau disperați. Noi, suntem, noi nu suntem catolici, mă. Corect, nu suntem catolici, nu ne interesează, dar... Poți să te uiți ca o informație, dom'le, că există la catolici papă. E, și să fie sănătoși și e acolo. Bravo lor. Și acolo, dar toți ei nu știu, arestarul, dă dom'le să vedea că și papă. Păi băi, tu nu știi, cum îl chemăm, mă, pe ăsta al nostru, pe mitropolis? Vezi dacă știe vreun. Adică, toți, inclusiv acest personaj, pe mitropolitul nostru îl face bagabond și azi dă de el cu Dumnezeu și cu fumul și cu astea. Știi, și cu fumul le mâncați aș gura la catolici, că o fi și catolic în gură, puțin. De ce râzi, bă? Așa, de vocabularul tău, e ok? Mă apucă nervii, mă, mâncați așa gura ta, dar nu poate să găsească, mă. Mă, dacă vreau să aducă, trebuia să aducă un om din biserică, un om care știe, un profesor în teologie, să aducă un om care a studiat religia. Adică mi-l aduce pe ăsta care acum e și ca, e știe, el știe și cu fumul. Dar el știe tot. Mă, mâncați așa gura ta, dacă mă asum. Da, cine e că sunt nervos? Bună seara! Cristi din București. Bună seara, Cristi. Alo. Da. Că nu știi tu cum se exist două mădălâni, voi cu pușcăriabile, a zis Băsescu. Așa, mă, pușcăriabile, de... exact, mă, ce prost sunt astea. Că așa spunea Băsescu, dom'le, e pușcăriabile. El a venit pușcăriabile, că n-ai vrea să facă penitenciare din astea. Private. Private, da. Bă, da, să fii în comit... preo și de tot talabez. Omul este de moldoveni, de preoți, de televiziuni, de pușcării, omul este a toate știutor, nene. Bă, și dacă vii la și aduce să moară mama, nu poți să vezi strada, mă. Dăm să te ajut. El nu știe de nimic, mă. El e un știi cum este lăutarea care știu după ureche. Nu, el nu știe cu notele, înțelegi? Aude ceva acolo, spune să moară mama, sunt al 9-lea an, n-am făcut nimic, să zic și o inepție, să apar la televizor. Cred că îl învață și aia acasă. Ce să zic, dragă? Ce inepție să zic? Zi-o, domne, cu popii. Cu popii și... Hau, toată lumea o halește. Ce, bă, este bun, nene, să n-am parte. Dacă nu suntem cea mai tare rasă din sud-vestul Europei. Același personaj grotesc, ca să vorbesc cum a făcut pe mine alți scriitori. Acest personaj grotesc care vine din mociri la istorie comuniste. Fii atent ce fraze am citit. Păi nu de acolo provine. Da, da. Care a fost sprijinit de către hidele comuniste și au fost împinși în față, vine el să ne dea nouă acum, eu măcar dacă vin și eu de acolo, că am făcut parte din familie, dar eu văd de treburile mele, nu mă duc eu să fac legi în parlamente, să opresc televiziune, să mă iau cu părintele, să știu cu fumul, cu... Cum? Nu mai intram politică cu el. Pe noi tot am apucă isteriile când văd nene. Filoxera. Filoxera, dar m-a făcut Filoxera. Știa el acum și cu pușcăriile. S-a dus el la Anastase în pușcărie. Băi, să fiu al dracu cât m-a început. Bă, dar
Dacă aș avea bani cât m-a încetat, a avut o perioadă când l-a umflat până Stase până Dumnezeu. Mamă, și bani făcea varză până Stase. Dacă aș avea bani, dacă aș putea să-l imprim, mi-e martor... Mulțumesc! Mi-e martor Călinescu, că Călinescu pentru Năstase s-a certat. Și cu toate aia, și după aia, acum cine e Năstase, ce e aia, ce hâț, măț. Acum când a văzut că toți... Da, acum toți când au văzut că merg pe acolo, înțelegi că din după părerea mea asta poate să iasă cu șanse mari acum de acolo. Eu zic că da, să nu lasă, pentru că oricum nu... Tu dai seama dacă se cupla Monica Tatoiu cu ăsta, cu dentologul ăsta, cei șapte zi? Dacă se băga Monica Tatoiu cu Mădălin, ieșea Banciu. Ascultă-mă pe mine! Ia Banciu! Da. Dar n-avea cum să iasă decât prin cezariană cu căpățânea care oare, că nu ieșea. Că eu nu cred că Banciu a fost luată copil, n-ave cum. N-are cum să un asemenea personaj poate să fie copil. Nu mai spune, să vei să fii și președinte pentru interzis și nu mai te supăra cu interzis, are rost. E niște căini în fața ta. Nu mai mă supără cu ei, las, gata. Vreau să văd în Caterică, nu mai fi... Da, bine, bine că este pa. Mădălin, voi cu ce visează noaptea, spune ziua la televizor. Eu nu cred că visează. Serghei, am pus ochii pe ziarul tău, nu-l scoți la vânzare? Cine, domne? Pascal Lucas. Eu nu scot, că e filmă mare tot. Și m-am și murdărit cu... Mai a spus ceva că l-am desenat cu Carioca. Wow, zi. Am primit un mesaj de la Doru. Să moară mama de nu sunteți cei mai tari. Bine că a plecat Mara, că deja îi furase toată vrăjala lui Serghei. Mult succes zi lui Serghei când ajunge prin Portugalia să bem un șpriț. Da, dule, dacă ești în Portugalia, nu ne bucurăm că a plecat, da. Ea avea alte treburi. Da, are, fiecare are chemarea în viață. Nu se încertați, că n-avem niciun fel de legătură. Ei nu i-a convenit formatul. Nu e mai convenit asta și asta a fost. Nu, dar nu suntem... Adică a luat... Nu, ea... Eu zic că Mara e o fată cu Caterinca și cu... și Sărea, adică era... M-am uitat și la emisiunea aia. Ne-a văzut și la aia cu Baldovin, ce hâț, ce prelua. Adică nu era, da? Era alt gen de emisiune. Era. Dar fiecare e cu stilul lui, nu e... Bogdan Dan, Serghei, ești numărul 1 când mă însor, pe tine vreau să te pun naș. Stai la coadă, Bogdan. Dar cine mai vrei să mă pună? Eu! Ai uitat? Mă pui naș pe când mai sunt? Păi nu te-am întrebat pe 14 februarie, în direct, la emisiune? N-am reținut. Cum n-ai reținut? Că te-ai făstăcit tot când te-am întrebat dacă vrei să fii naș. M-a rugat un... Nu mai țin minte ce era, domnișoară, domn, pe Facebook să te întreb dacă vrei să-mi fii naș la nuntă. Ți-a dat Dumnezeu, dacă trebuie să fim naș, suntem și naș la nuntă. Da, mai avem mesaje pe Facebook, pe pagina oficială emisiunii, pagina lui Serghei Niculescu Mizil. Vio Anghelescu ne scrie astfel: Serghei, mare dreptate ai, Banciu este cretin. Cine se crede să judece pe toată lumea? Păcat că nu sunt în România, că îi spărgeam fața aia de bău mascat. Nu, dar știi care e chestia? Că să ia din niște oameni care au avut performanță pe mine, m-a deranjat cel mai tare când s-a luat de gimnasta aia. Bă, eu am... Care față de Han... Nu, și că ce mare performanță, că asta cum a ieșit campioană, mamă, că pe tu unde ai ieșit campion, mai ieșit în campion la Pârnaie. Avem becă, nu știu, militare. Avem telefon sau nu? Alo? Alo? Da. Bună seara, Alex. M-a auzit? Da. Da. A, haideți că se aude bine. Vreau să mă întreb ceva pe domnul Serghei, dacă se poate. Întreabă-mă orice, că se poate orice. Domnul Serghei, sincer... Nu mă întreba... Dacă, nu mă întreba dacă, când ne-am mic, dacă am fost fetiță sau băiat. Restul pot să mă întreb orice. Zi. Nu. Așa, vreau să vă întreb, dar sincer să răspundeți. Cum vi se pare fără Mara? Mai ușor sau mai greu? Dar sincer. Dom'le, dintr-un punct de vedere mai ușor, dintr-un punct de vedere mai greu. Mai ușor e, îți explic de ce... Mai greu de ce? Pe mine mai greu, pentru că oricum ea avea partea ei care prelua din discuție și, de exemplu, cum erau
cu temele alea, cu, adică ea era ziaristă, înțelegi, făcuse. Cum erau alea cu domn profesor. Pe mine alea mă încurcau și să am și termenii și vocabularul și chestiile astea. De ce mi-e mai ușor? Că ea avea o chestie care mă fragmenta. Și pe mine, dacă mă fragmentezi, îmi uit... adică, dacă urmești toate emisiunile mele unde mă fragmentează sau și mă scoate de pe ce mă apucă pe mine vorba, mă bagă în alta, mă blochez. Adică și o iau iar de la capăt. Înțelegi? Da. Dar, cum să spun... publicul, din ceea ce spune ea la toată lumea și la televizorul ăsta, publicul a îndepărtat-o de această emisiune, sunând voi și vorbind cu mine, Iana, ea a zis că ți-a rupt genul de emisiune care i-ar fi plăcut ei. Adică cum i-ar fi plăcut ei? Pe asta întreabă pe ea. Profesionist sau la ce se referea? Ea zice că pe mai multă Caterinca, adică că deja s-a dat foarte mult în social și lumea mă sună pe mine și îmi pune întrebări din chestiile sociale care ea nu le urmărește, nici politica, nici asta, nici asta. Dar ea a zis că vrea să vină să-și facă o emisiune. Auziți? A. Da. Dar sincer, a fost și o chestie financiară, adică câștiga mai mult din alte emisiuni unde e chemată sau... Păi de unde poți să știu ce câștigă Mara? Ce crezi că îmi spune mie? Asta ar fi culmea, n-am cum să o trebuie. Nu cred că eu, nu știu, din moment ce a zis că vrea să se întoarcă cu o emisiune aici, de special, adică de din astea de zi, cu farduri, cu zi, pitico, cu... Fashion, styling. Fashion, styling, miling, vrea să vină la să-și facă o emisiune aici singură aici, deci înseamnă că... Dar trebuie să lumea să înțeleagă. Voi nu v-ați certat. Cum? N-am înțeles. Vă mai scotea de la anumite situații. Avea vorbele la aia, Mara. Da, eu ți-am spus calitatea, era că și putea să intre cu mine în polemică, adică erau niște chestii, dar vezi că emisiunea s-a schimbat de la formatul la care am început-o noi. Că eu la un moment dat am pornit cu ea, mă, discuția e foarte lungă, eu am pornit cu ea, iar la început a zis să nu ne certăm între noi, să nu facem. Eu am spus, băi Mara, dacă nu ne certăm între noi și nu este polemică, o închidem, înțelegi? N-are sens să o facem așa, i-a înțeles destul de greu treaba asta. După aia când a înțeles-o, nu i-a mai convenit și nu i-a convenit formatul. Acum dacă nu poți să te iau cu forța să te ține, exact ca într-o căsătorie. Ne căsătorim când suntem tineri, ne ardem. La un moment dat, ca în toate cuplurile, intervine o rutină, apare altcineva, nu-ți mai convine, i-a murit lui ăla ochiul, adorme cu cartea în mână și nu mai convine și divorțezi, ca în orice chestie. Adică nu e chestie că trebuie neapărat să divorțezi cu scandal, cu bătaie, cu asta. Deci dacă vrei, o chem și aici, poți să mergi cu ea în o emisiune, că am vorbit să mergem la Cancan, dar n-am avut eu timp când ar fi vrut ăia, ca să arătăm că n-avem nimic de împărțit și chiar n-avem nimic de împărțit, adică nu mă ne-am certat. Chiar acum două zile m-a luat la telefon sau cum a sunat tot așa cu, nu știu cum spunea, șeful sau așa, te-mi pănică cu prostiile tale, că nu sunt șeful tău. Și n-am fost niciodată șeful tău. Noi am pornit ca colegi, a fost un proiect... Așa, vreau să vă... A. Zice dacă mai aveți. Nu zic, noi am pornit cu un proiect, că această televiziune a pornit o televiziune cu alt proiect mare, în care cu mulți angajați, cu multe, cu mulți bani, cu asta, televiziunea s-a transformat într-o televiziune mică, în care am rămas trei persoane care am preluat-o și ne chinuim să o ducem pentru publicul ăsta și deci ea poate a avut mai multă amploare, eu știu care sunt problemele. Așa, vreau să vă mai întreb ceva. Ceva, că poate trebuie să iau pauză, întreabă-mă. Da, scurt să ziceți. Când ați pornit televiziunea, când ați deschis-o, ați visat așa vreo clip, ați avut ideea că poate aveți șansa să deveniți un Dan Diaconescu, să faceți ceva mare din ceva mic. Nu, când am pornit televiziunea, era foarte mare, am pornit ca angajat. Am zis că rămân angajat să-mi iau niște bani și să mă fac circul care îl vreau eu. A căzut toată treaba și am rămas să
cu toată chestia asta pe cap și acum sunt într-un fel obligat, dar nu obligată de cineva, adică așa moral și chiar îmi place să cam pot să înlocuiesc ceea ce făcea Dan, cât pot eu, ce pot eu. Da. Mulțumesc mult. N-ai pentru ce, pa? Pauză, vă rugăm. Pauză. Uite, bagă la cu pauză și pe mine mă scoate în pauză. E, în fine.